Bună ziua, dragi prieteni din Berbec. Haideți să vedem. Puțin în luna martie, în general, să vedem ce vor cărțile să ne arate. Haideți să vedem. La Berbec, da? Anulați o călătorie sau aveți probleme cu o călătorie, cu ceva vești? Sau întrerupeți comunicarea cu cineva, sau s-a întâmplat ceva și nu mai comunicați cu cineva, sau nu primeți acea veste pe care o așteptați. În ce sperați dumneavoastră în toate aspectele vieții, o să aveți noroc. Veți avea o lună martie cu mult noroc și multă dragoste. Va veni cineva în vizită, un bărbat. Sau veți merge cu cineva la un drum cu un bărbat. Apoi, în casă aveți pe cineva invidios. Pot fi prieteni, familie. Da? Deci este o persoană din jurul dumneavoastră de care trebuie să vă feriți, că este invidioasă și are intenții rele. La sănătate aveți ceva probleme, poate fi o inflamație, o infecție, pot fi la copii sau la cineva mai în vârstă sau la dumneavoastră. Sunteți supărați pentru ceva de un timp, dar pentru ce sunteți supărați se rezolvă cu noroc. Va fi înspre binele dumneavoastră, deci va fi cum vreți dumneavoastră până la urmă. Aveți pentru căsătorie ceva vrăji sau înșelătorie, sau vrăji în căsătorie sau neîncredere, trădare în căsătorie, o căsătorie nefericită. Totuși, începeți să aveți noroc în dragoste. Apoi iarăși văd o persoană care ați dori să vină la dumneavoastră și nu vine, sau cu care întrerupeți comunicarea, este moartă această comunicare, sau primiți o veste despre o moarte. Sigur. Și mergeți la mormântare sau primiți o veste rea. Poate fi. Apoi, faceți ceva afaceri sau ceva din care o să aveți beneficii, bani, noroc o să aveți. La serviciu sau undeva la unde lucrați sau afacere, o să aveți ceva confruntații, ceva discuții mai aprinse cu persoanele din jurul de acolo. Apoi rezolvați ceva în legătură cu asta, că primiți niște vești, vorbiți cu anumite persoane și veți avea bucurie. Și început cu o persoană cu care ați mai lucrat sau o persoană cunoscută sau o persoană puternică. Iarăși veste bună, bucurie, certuri iarăși vă văd. Iarăși aveți o speranță pentru care sunteți puțin triști, o supărare trecătoare pentru această speranță. Ca să vă mutați cu cineva, ca să întâlniți pe o persoană sau să vă mutați împreună cu fidelitate. Persoana la care vă gândiți vă este fidelă, eu văd fidelitate. Și văd că o să vă treacă această supărare. În dragoste parcă vă hotărâți și spuneți nu mai vreau dragoste, nu mai vreau nimic, nu mai vreau, da? Deci nu mai aveți încredere. Parcă totul este ruinat, dar deodată vine o persoană undeva unde lucrați sau unde vă petreceți timpul. Poate să fie pe internet. Apoi o să aveți ceva greutate sau o piedică, un obstacol, un pericol.
aveți grijă ce hotărâre luați sau ce faceți, pentru că vă stă un pericol asta cam după mijlocul lunii martie. Sau dacă aveți un obstacol, nu știu ce faceți, dar faceți obstacolul și mai mare. Aveți dușmani puternici pe care nu-i știți sau care vă pregătesc ceva. Sau persoane cu secrete care pe ascuns, da, deci au secrete acești oameni. Un secret. Dar oameni falși. Sau un secret, dar sau ceva rău, dar este nu este adevărat. O să aveți o mare dragoste, o mare bucurie în dragoste. O mare împlinire. Multă fericire. Așa. Apoi un copil care se căsătorește sau o persoană mai tânără sau vă bucurați ca un copil de o nouă relație sau o relație mai serioasă cu o persoană mult mai tânără. Și asta vă bucură foarte tare în dragoste. În casă sunt secrete, o să primiți o veste rea, dar nu este adevărat. Vestea este mincinoasă, nu este adevărată, minciuni. Cineva vă minte. Așa, multe vise. Visează cineva la dumneavoastră un bărbat sau dacă sunteți bărbat, visați. Familie cu o femeie și ea visează, dar ea mai mult își dorește familie. Aici văd unele femei care sunt bolnave, dar se însănătoșesc. Așa. Aici, aveți relație cu cineva, cu o persoană și vă gândiți dacă această persoană simte la fel, dacă vă corespunde și arată că dacă vă corespunde această persoană, că simte la fel, că se bucură că este cu dumneavoastră, sau ați început acum o relație. Și pentru orice o să găsiți o ieșire pentru orice problemă sau o vă înțelegeți foarte bine cu această persoană. Apoi aveți grijă că puteți să vă pierdeți anumite să vă fure cineva sau în ce visați dumneavoastră să nu reușiți din cauza oamenilor falși. Credeți că sunt fideli, dar nu sunt fideli. Mulți bani de la un drum, văd. Speranță, o să semnați un contract de muncă sau undeva sau de afaceri la un drum. Și nu știu, ceva sfârșit o să aveți parcă. Așa câteodată sunteți nefericiți și vă gândiți că s-a sfârșit fericirea sau nu. Nu, 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 nu este așa. Eu vă văd bine. O schimbare, vă mai spun o veste rea o să primiți. Trădători în casă, minciuni în casă, la un drum iarăși. Rezolvați ceva, aveți noroc. În secrete, în ce sperați. Faceți totul în secret, nu mai spuneți ce vreți să faceți, că vi se ruinează totul. Veste, ceartă, ceva obstacole, dar asta mai încolo. Cam asta a fost, vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.